Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Imediat mergem să pornim un pic BMW-ul pentru că nu l-am mai pornit de când m-am întors din Germania. Și după aceea o să vorbim despre un BMW 90-320 la preț de 210.000 de kilometri, dar în realitate el cic are 380.000. Dar nu este nicio problemă, o să-l verificăm pe Car Vertical. Mi-a trimis cineva pe Facebook link cu acest BMW și cu seria de șasiu, să-l verificăm pe Car Vertical, să vedem dacă este țeapă sau dacă nu este țeapă. BMW-ul costă 4.650 de euro și vedem mai multe când ne întoarcem. Da, mă, bine, am trimis de la un băiat link, poză cu kilometri, cu seria de șasiu și toate alea și mi-a zis că este țeapă. Și de ce să nu vă arăt și vouă dacă este țeapă sau nu. Asta e mașina de servici. Bun, ia uite BMW-ul meu, zace aceea de când m-am întors din Germania. Tot aici zace. Mamă, cât a căcatul. Mamă, ce mi-a dat acolo, frate. Uai, și aici. Asta dacă nu-l spăl, o să-mi rămână așa. Mamă, ce pe mașină. Uite și aici. Trebuie neapărat să mă duc cu ea să spăl. Cred că cioase mai sunt păsările astea de aici, frate. Mamă, ce fain miroase. Mi-e era dor de mașinuța mea. Ia, te rug eu doar să pornești. Hai că până acum e bine. Hai, tu cu tata, hai. Ce, mă? Opa. Ai becul aprins. Ce cu eroarea aia, frate? Opa. Sper că nu mi-e soar ceva. Bec, ăla e de la bec. Am uitat ăsta pe auto. Date drumul. Auto. Ia. Super a pornit, bă, oameni buni. Super, super de maimuță. Mamă, că mi-era dor de mașinuța mea. Bă, dar trebuie să mă duc neapărat cu ea la spălat. Da, oameni buni, și cam așa stă treaba. Imediat mergem în casă să vedem mașina aceea. Și să aveți grijă în caz că vreți să o cumpărați, să nu vă luați țeapă. Pentru că din câte am văzut, mașina are undeva la 300 și ceva de mii de kilometri. Băiatul ăla a verificat-o pe auto DNA, mi se pare, sau cum e site-ul ăla, nu mai știu cum se numește. Și mi-a trimis poze. Dar noi o să verificăm și pe Car Vertical. Nu am rapoarte gratis pe Car Vertical, dar am o reducere de 75% și vreau să o folosesc pe aia. O să plătesc doar 25% din anunț. Adică nici 25, cred că 10% o să plătesc, pentru că am o reducere de 75% și o reducere de 15%, așa că o să folosesc linkul pentru reducerea de 15% și reducerea de 75%. Bun, ne luăm cheile, lăsăm mașinuța la loc. Sau poate mă duc direct la, opa, la spălătorie, frate, că nu-mi convine să rămână pete din astea. Mamă, și aici pe folie ce urât s-a făcut. Eu aici a dat pe loc. Ia. Ce fain e afară, uai de capul meu. Da, bun, bun, bun. Dăm o dată. Așa. Așa. No, bun, am ajuns, oameni buni. Bun, deci am primit așa. Salut, am găsit această mașină, hai să-l facem public. Te rog să nu-mi afișezi numele. Abia aștept să văd un vlog despre asta. Și mi-a trimis aici o poză în care a zis: salut, oferi seria de șasiu. Și după aceea i-a trimis poză și a zis: vezi în poză. Așa. Aici avem seria de șasiu, este vorba despre un BMW din 2005 8 a 2-a, așa, dar o să vedem și noi pe Car Vertical. Și avem aici niște date de pe rarom.ro, în care scrie așa: în data de 5.1.2015, stația ITP a avut 221.133, în 2017 308.000, în 2019 380.000. Și în 17.1.2020 204.000. Deci are o grămadă de 170.000 de kilometri dați înapoi, cred. Așa, și pe 17.1. anul ăsta 2020, 204.000. Dar ceea ce mă interesează pe mine este să o verificăm și pe Car Vertical. Este vorba despre mașina asta, de vânzare fără schimburi, BMW E90 seria 3, 320-163 de căluți, 2005 Edition, 4.650 de euro, motor M47S,
2163 căluți, distribuție în față, cutie 6 plus 1, culoare gri. Așa, sistem audio asta nu ne interesează. Set roți de vară plus set roți de iarnă în stare excelentă, trapă Xenon, culoare bla bla bla. Arată și rulează foarte bine. Caroseria are pe ea colant gros și calitativ, absolut totul funcțional, nu prezintă erori în bord. Motorul trage excelent și consumă puțin soft, orientat spre consum, 200 căluți. Soft orientat spre consum. În fine. Așa, nu are pierderi de lichide, nici zgârieturi pe colant, bară față, ușor înfundată bară spate, uzură minimă la interior. Nu veniți cu întrebări tâmpite, sigur nu a fost utilizată ocazional de o bătrânică până la farmacie și înapoi. Vă uitați la o mașină de 15 ani folosită, clar nu mai e nouă și nu are toate șuruburile neumblate. Însă e o mașină corectă? Corectă. Bă, frate, aia nebunesc eu. Corectă, curată, întreținută și cu acte în regulă. Obligatoriu, ofert fiscal și toate actele necesare în matriculării pe numele viitorului proprietar. Nu schimb. Bă, fraților, eu înțeleg, bă, mâncați așa ochii, dar tocmai despre chestia asta vorbeam într-o 1100 de videoclipuri. Toate videoclipurile pe care le am eu pe YouTube se rezumă la chestiile astea, la țepele de pe internet. Adică te duci, frate, să cumperi o mașină care tu crezi că este o mașină corectă și curată și te trezești că are 150.000, 200.000 de kilometri dați înapoi. Clar nu ți-ar conveni și la nimeni nu i-ar conveni chestia asta. Și din cauza asta m-am hotărât să fac canalul ăsta de YouTube, din cauza asta m-am hotărât să vorbesc despre chestiile astea. Pentru că m-am dus mii de kilometri după mașini și când ajungeam acolo nu erau ceea ce spuneau oamenii. Când ajungeam acolo era o căruță, era toată coaptă pe sub ea, era țeapă. Deci asta se numește o țeapă și cel mai grav este că datul kilometrilor înapoi este absolut ilegal. Deci este ilegal. Se poate face pușcărie pe chestia asta, amenzi, dosare penale și multe, multe altele. Deci mare, mare atenție. Nu o să dau datele omului, nu o să-i fac nume public, număr de telefon sau nu știu ce. Pur și simplu anunțul care este pe un site unde îl poate vedea oricine, eu spun că dacă cineva se va întâlni cu mașina asta, să nu o cumpere, pentru că are o grămadă de kilometri dați înapoi. Hai să mergem pe car vertical. Ok, am ajuns pe car vertical și, după cum v-am spus, am o reducere de 75% și o reducere de 15%. Cum am obținut reducerea asta? Am obținut-o foarte simplu. De fiecare dată când intri pe car vertical sau pe linkurile din descriere de la orice videoclip al meu, de exemplu, uitați, și aici, în acest videoclip, am linkuri. De fiecare dată când intrați pe linkurile astea, link pentru verificare serie șasiu, 15% reducere. De fiecare dată când intrați aici, primiți o reducere de 15% și dacă așteptați un pic, vă va apărea acest mesaj. Aici vă băgați adresa de mail și puteți să câștigați încă 15%, 10%, 100%, puteți să câștigați un raport absolut gratis, o grămadă de persoane au câștigat, 70%, 75%, 45%, o grămadă de reduceri. Tot ce trebuie să faceți este să dați pe linkul ăsta și să vă băgați adresa de mail să vedeți dacă ați câștigat o reducere. Folosind reducerea de aici și reducerea de aici, puteți să vă cumpărați un raport pe car vertical absolut gratis. Ok, haideți să vedem cum funcționează car vertical. Bun, trebuie să punem aici seria de șasiu. WBA. Ok, acum se verifică mașina. Ok, agenție. Bun, acum o să vedeți și voi cum funcționează car vertical și de ce folosește toată lumea car vertical și de ce fac reclamă la car vertical. Bineînțeles, pentru fiecare raport pe care voi îl cumpărați, eu am un procentaj din raportul ăla, adică 15% îmi revine mie, aia înseamnă 1,50€, 2,50€ sau depinde, nu știu, depinde cum e cursul valutar. Și tocmai de aia fac reclamă. Plus de asta, site-ul este foarte, foarte, foarte șmecher. Vă oferă o grămadă de detalii. Vă ajută în sensul în care puteți să aflați dacă a avut accidente, puteți să aflați dacă are kilometri dați înapoi, dacă a fost furată și multe, multe alte chestii de genul ăsta. Hai mă, mergi. S-a blocat la 98%. Aici avem și pozele cu mașina, cam așa arată mașina. Din păcate o să blurez anumite date de contact și numerele. Na. Mașina nu pot să zic, arată bine, dar totuși 180.000 de kilometri dați înapoi este ceva. Așa, navigație mare. Deci ați văzut cum arăta mașina, haideți să vedem aici, kilometraj mă interesează, ia să vedem aici, n-are nimic, activitate identificată, a avut lucrări de întreținere, 2005, bun, în 2000, cât a fost? În 2012 a fost înmatriculat în România.
Noi dăm aici la kilometri, da? Deci uitați-vă și voi ca să vedeți cum e mașina asta. În 2011, stați să vedem de la început. Deci mașina a plecat în 2005. După 10.000 s-a făcut o verificare la 10.000, s-a făcut altă verificare la 23, 4, 6, 56, 89, 93, 127, 148. Deci mașina, până când se ajungă în România, pentru că, uite, în 2011, da? Nu, în 2012, vedeți? De la 291.000 a scăzut la 165.000. Haideți să dăm în sus ca să vă explic cum stă treaba. Deci, a fost înmatriculat în România. Vedeți? În România, da? În 2012. Mașina când a venit, de unde a venit, de unde e originea? Originea. Furt, accident, așa. A fost fabricat în Germania. Bun, mașina în 2011. Unde, mă? Așa. Nu, scuze. Mașina în 2012, când a venit din Germania, avea 291.000 de kilometri, aproape 300.000. Au fost dați înapoi la 165.000. Vă dați seama, fraților? Deci, în 2012 încă se făceau măgăriile astea. După aceea, a mers cu ea, deci, cine a cumpărat-o în 2012 la 165.000 de kilometri, clar și-a luat țeapa vieții. Aproape 150.000 de kilometri dați înapoi. Bun. Mergem mai departe, 2013, 2014, la 2 ani a făcut 200.000 de kilometri, 221, 309.000 kilometri în 2017, 308.000, deci 309.000, aici s-a întâmplat ceva, ori este o eroare, ori o decalare, ceva, dar nu, este, probabil s-a dus la două reprezentanțe, ceva genul, și la una s-a înregistrat 209.000, la una 208.000. În 2018 au avut 355.000, și în 2019 au avut 380.000. 380.000. Deci voi gândiți-vă. 380.000. Mamă, fraților. Deci aici o mai avut odată în 2011 300.000. Și aici are aproape 400.000. Și în 1.2020 a fost dată înapoi la 204.000, fraților. Deci voi gândiți-vă câți kilometri are mașina asta. Voi gândiți-vă că dați pe mașina asta 4.650 de euro și este o mașină cu mai mult de jumătate de milion de kilometri. Deci o mașină care este vai de capul ei. Nu pot să înțeleg. Bine, probabil mașina a fost întreținută și nu are nicio problemă, dar totuși e foarte aiurea, frate, să dai atâția bani pe ea. 2005, anul fabricației, 120 de kW, numărul și în fine. M47T2, nu e M47S, în fine. Mai spuneți ceva, vi se pare corect? Nu știu, deci n-am nicio treabă cu oamenii care vând mașinile astea, poate nici ei n-au știut, poate și ei au luat țeapă, dar, frate, trebuie să facem ceva să stopăm hoțiile astea, trebuie să facem ceva să stopăm toate căcaturile astea, pentru că lumea muncește pentru bani, frate. E foarte nașpa să ții o țeapă, să cumpere o mașină cu mai mult de jumătate de milion de kilometri, deci n-am cuvinte, oameni buni, n-am cuvinte, e foarte frustrant. Vedeți, tocmai de-aia e bine să folosiți car vertical sau puteți să folosiți raromul, dar car vertical este mult, mult mai rapid, adică vă dă mai multe informații. De exemplu, vă dă de când a ieșit mașina din fabrică până în momentul în care a fost la ultima revizie, la ultima înmatriculare sau chestii de genul ăsta. Deci e absurd, frate, e absurd. Aici au avut 300.000 de kilometri în 2011, după aia a fost dată la 165. După au ajuns la 380 și au fost dat la, cum îi zice, la 200.000. Dă o măsa de treabă, fraților. E, nu știu, deci nu știu. Să vă feriți de mașina asta, să nu o cumpărați, fraților, că este teroare. Aștept cu nerăbdare părerea voastră. Dacă vreți să folosiți car vertical, găsiți link-uri în descriere cu reduceri de 15% pentru fiecare raport cumpărat. Și la fel v-am spus că puteți să folosiți chestia asta adăugând adresa de mail și poate primiți un raport absolut gratis sau 70% reducere, 15, 20, 45 sau bla bla bla. În fine, nu uitați să-mi dați mie un follow pe contul meu de Instagram, Mihail Ștefan Vlog, găsiți link în descriere și dacă aveți întrebări suplimentare sau vreți să vorbim în privat sau dacă mai aveți țepe de genul ăsta, trimiteți-mi mesaj pe Facebook, pe adresa de mail contact@mihaileiaho.com sau pe Instagram. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Sper să vă ajute și sper să vă feriți de mașina asta. Îmi pare foarte rău față de vânzător, pentru că asta este situația, mi se pare frustrant. Eu, dacă m-aș duce și aș da de o mașină din asta și dacă ar fi să o verific pe loc, în momentul acela m-aș duce direct la poliție și aș da în gât acea persoană, pentru că se poate verifica cine a făcut ultima revizie în
În 1 2020, în ianuarie 2020. Și dacă el a făcut revizia asta, înseamnă că el a dat kilometri înapoi și riscă dosar penal. Deci, foarte frustrant, oameni buni. Eu mi-am luat o grămadă de țepe și tocmai de aia m-am hotărât să vă fac aceste videoclipuri și acest tip de conținut. V-am pupat, o zi faină să aveți și rămâneți să ne auzim într-un alt episod. Bye, bye!